Ok, 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 după lungi, lungi așteptări, iată-ne în sfârșit aici, ne jucăm Euro Truck Simulator 2, oameni frumoși, am dat o avere, pe, bine, l-am luat la reducere, să ne înțelegem, când era 5 euro, că nu-s nebun, dar am dat o avere că a trebuit să cumpăr și expansiunea cu România, după care mi-a zis un prieten că am nevoie și de expansiunea cu Going East, ca să ajung din centrul Europei, bucata aia mică pe care ți-o dă jocul de bază, până în România, deci, bine, aia nu era chiar așa scumpă, dar în fine, cu totul am ajuns destul de mult că a trebuit să cumpăr jocul de bază plus 2 expansiuni. A durat ceva, dar na, iată-ne aici, să sperăm că o să fie o serie care o să ne placă și o să fie totul bine, oameni frumoși. Ce trebuie să aleg? Care-i femeia, care-i bărbatul? Bărbatul e ăsta? Nu-mi dau seama, sunt femeie, dacă aleg pe ăsta, hai să-l... Bă, stai că, deci trebuie să mă uit pe net. Care îi man, woman? Man, woman, symbol. Stai că nu știu care e a femeilor. Bărbații sunt... Opa, uite, vezi, cu ăsta a ridicat aici. Ăștia-s bărbații, că practic e un care se ridic, mă înțelegi? Deci asta era femeia. Na, bun. Hai să ne punem o poză. Ăsta, stati. Preferred track design. Asta îmi place maxim. Logo-ul companiei noastre. Care să fie? Hai să fie asta. Numele companiei. Labor Distribution SRL. Language. Lăsăm în engleză, guys. Use Team Cloud. Yes. Create. Select control method, keyboard, tati. The simplest driving method for the keyboard control. Hai că luăm pe ăsta. Use left VSD. Gata, bossule. Hai, avem Euro Truck în sfârșit. Green screen-ul meu nu e extraordinar, dar avem green screen-ul e ok. Opa. Select the city you want to start in. Guys, ia să vedem cât avem din... avem United Kingdom, putem să mergem aici, ești nebun? Bun, astea nu sunt deblocate, dar putem să mergem până în Polonia, Germania, Elveția, o parte din Franța, Cehia, Austria, Ungaria, România, Bulgaria și Turcia. Unde vreți să începem? Vreți să începem în Cluj-Napoca, guys? Unde ne aflăm practic în acest moment sau începem de aici, de unde începe jocul de bază? Mai bine începem în România. Chit că în mod normal încep partea asta și după aia descoperi și România, dar dacă noi... Hai să avem headquarter-ul aici și după aia vedem noi cum ne... ăsta mergem în toată țara. Do you want to walk through the tutorial? No, că știm deja, sper. Bun, acum voi mi-ați zis că pot să schimb din setări niște chestii. Sper să am kilometri pe oră și nu mile pe oră. Pot să schimb niște chestii să nu... Oh, blocuri românești. Să nu mi se pună atâtea amenzi de fiecare dată când depășesc alea. Trebuie să nu uit să le schimb. Ok. Ok, stai că suntem în Cluj. Dar vreau să intrăm la setări prima dată. Opțiuni. Gameplay. Ia să umblăm noi aici. Fatigue stimulation, traffic offense. Nu, să nu mai luăm fatigue stimulation. Cred că pe ăsta trebuie să-l deblocăm ca să nu ne mai e ăla cu tâmpenia aia cu odihnește-te și route advisor. Speeding warning. Nu, ăsta e ok. Ba nu. Ok. Parking difficulty. Always select. Random road events. Ăsta e ok, nu mă deranjează. Bun, deci teoretic eu am... Astea erau, nu? Fatigue stimulation, simulation, asta că oboseala am scos-o.
Ba, hai să zic, oboseala nu mă deranjează neapărat, guys. Chiar nu mă deranjează neapărat oboseala, dar mă deranjează amenziile. Deci asta chiar mă deranjează, sincer vă spun. Bun. Aici cred că n-am eu ce să umblu eu la astea. Celsius litri, convoy settings. Bun, perfect. Audio. Master volume. Îl dăm o idee mai încet. Graphics. Hai să-l lăsăm așa cum e el, că abar n-am care e faza cu el. Bun, revenind. Câți bani avem? Avem 2000. Încă n-avem noi ce să cumpărăm de 2000. Prima dată facem numai așa un drive așa simplu și vedem. Bun, stai așa. Pe 2 parcă vedeam eu de sus. Dar ce trebuie să fac? Unde trebuie să ajung? Deci trebuie să sunt în parcare în Cluj-Napoca, dar unde mă aflu? Opa. Stai așa. Nu cred că pe aici ies. Nu cred că pe... Sau pe aici ies? Pe unde ies? El zice că pe aici ar trebui să ies, nu? Alo? Titit, dăm cu H. Păi așa, deschide tati. Stau aici după tine. Bun, și aici facem stânga și aici dreapta. Așa, se deschide pentru băiatul. Labor Distributions, SRL. Ce greu o să ies de aici. Te rog să nu te prinzi. Dar de fapt, bă, stai. Nu-i tirul meu. Eu n-am cumpărat un tir până acum, stai numai așa. Nici n-ar trebui să mă stresez. Dacă l-accidentăm, ce se întâmplă? Bun, aici trebuie să facem stânga. No, hai că nu stau toată ziua, eu mă... De unde sunt? Eu chiar nu-mi dau seama unde, în ce parte a Clujului sunt. Ba, cred că-mi dau seama. Bine, la cât de bine știu eu Clujul, nu știu nici deva despre ce vorbim. Eu nu rețin chestii de genul ăsta. Bun, să sperăm că nu trebuie să încetinim și să deschidă ușa din mers. Da. Bine că am oprit, că altfel... Ăla eram. Na, bun, hai. Bine, eu oricum, chiar dacă începem în România și clar o să-mi placă mai mult în România, clar vreau să descoperim toată Europa și dacă e o serie care vă place și merge bine, putem să, ulterior, în timp, să cumpărăm toată Europa, să ne... Sorry, Nahari, 0XP, dăm pace. A, asta trebuia să fac. Marș, mă, de aici, dăm ceva de bărbați. Dăm ceva să fac accidente, să nebuni. Bun, ce avem aici? Aici e headquarter-ul meu. Bun, las că facem noi bani. Job market, avem 2300. Quick job, ia să luăm un job. Ăsta ne dă 3000 de euro și pare a fi cel mai ok. Hai să luăm pe ăsta. Bă, dar ce mișto arată că e România și așa fericit sunt când sunt în România. Bun. Bun. No, că deja am rupt o oglindă. Efectiv, nici n-am ieșit din parcare și am accidentat o oglindă. Păi și punea pe la stânga trebuie să ies. Stai să-mi dau seama pe unde ies. Pot pe aici? Hai că ieșim pe aici așa. Bun, stai să intru eu în cabină că parcă poate merge mai bine. Este cum Volvo sau ăsta ce e? Opel, Volvo, nu mă pricep deloc la mașini. Iertați-mi lipsa de cultură generală, dar n-am fost niciodată pasionat de mașini, că mi se pare o chestie super tare, dar na, poate acum când sunt mare mai învăț din mers una alta. Bun, avem de mers, numai 4 ore, 233 de kilometri, nu e atâta. Bă, da, câte uși și garduri.
Are frâne. Are frâne, băiatu. Opa. Nu stă așa. Hai, băieții. Hai, băieții. Hai, că stai fix ăla de poliție. Alo? Păi, mă vezi că ies. Acum... Nu. Zi-mi tu mie cum fac asta, că te-ai băgat acolo până în sufletul meu. Sunt curios în ce parte a Clujului sunt. Numai bine că cu jocul ăsta mai învăț și eu drumurile prin Cluj. Habar n-am, uite, asta e linie de tramvai, habar n-am cum se circulă pe acolo. Deci nu știu dacă ai voie, nu cred că ai voie. Habar, nu mă pricep, mă înțelegi? Nu mă pricep. Nu-mi dau seama ce parte a orașului sunt eu aici. Dar, bine, hai. Aici mergem și urmează să facem dreapta. Nu înțeleg de ce. A, presupun că părțile astea alte cu timpul le deblochez. Spre Oradea, pe aici. Nice. Bun. Hai că dăm accelerare, accelerare. Cred că e cam prea încet sunetul în joc acum. Eu am un feeling așa că s-ar putea să fie prea încet sunetul în joc, dar... Aia e. Suntem pe lângă calea ferată pe aici. Marș, mă, asta e minciună. Păi da, trenurile nu merg atât de repede. N-ai cum. Deci vă zic eu, vă zic eu, sincer, cum se iese și se intră în Cluj, încetinez calea, că nu pot să meargă cu viteză, că n-ai cum. Nu există așa ceva, tati. N-ai de unde atâta viteză. Vine ceva? Nu vine nimic. Adică vine unul, dar vine încet. Bun, aici trebuie să facem stânga aici sau la următoarea? Cred că la următoarea, mai în față un pic. Dar ce se întâmplă, domnule? Este blocat traficul. Haide. Oh, am număr de Mureș. Nice. Bă, dar ne mișcăm și noi un pic. Mă, oameni buni. Ai roșu, măi, semaforul roșu, nu l-am văzut. Văd un galben verde. No, hai, mișcă Bruce Lee, tati, că mă plictisesc aici, de jumătate de ori de cât stau aici. Hai, hai, opa, o cu tata. Nu știu cum se semnalizează, dar voie bună. Era bine dacă îmi dădea un tir BMW. Măcar te știai cu o treabă. Bun. Hai să intrăm pe banda 1, frumos, nu ca țăranii pe banda 2. Că n-avem BMW. Și atunci, deși cine are BMW nu-i țăran. Dar, nu, dacă n-ai BMW și ești invidios că ai vrea să ai BMW, deși nu mi-aș dori să am BMW, de ce? Pentru că mă văd foarte ruși, foarte verde și foarte galben. Nu mi-aș dori să am BMW, de ce? Pentru că sunt mașini puternice și sunt mașini care atrag atenția. Și în momentul în care tu nu știi să conduci bine, nu vrei să atragi atenția și mai tare asupra ta. Bun, aici facem dreapta. Ok, hai că la face aici și putem să intrăm. Bine. Bă, dar ce, bă, câte gropi sunt pe aici. Chiar e, se vede că suntem în România. Duster. Astea nu erau în 2013 de când era jocul. Deci se vede că jocul ăsta își face update-uri. Erau Duster-uri? Ba, cred că erau Duster-uri în 2013. Dar nu arătau așa, nu? Na, bun. Bă, da, e... Nu mi-ar plăcea să stau pe aici, că văd că e... E tare urât cartierul ăsta. Prin Cluj, pe lângă Cluj, nu pot să depășesc. Ai, 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 ai. Nu pot să depășesc. Ai, și o singură bandă. Vai, ce bine era în America, unde erau 17 autostrăzi. Na, pe unde să-l depășești pe ăsta? Uite, te vine tirul ăla din față pe banda cealaltă. Unde să-l depășești? Acum. Acum e șansa mea. Deși în realitate n-aș face asta veci. Că e mega riscant și uite, deja am linie continuă. Că e și curbă, e logic. Dar acum pe bune, ce să faci? Suntem în joc, nu suntem în realitate. Nu mai stau după fundul ăstuia. Na bun! Cât mai avem? 3 ore și 16 minute, 220 de kilometri. Ăsta e drumul Clujului. Dari, 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 da, 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 da. Ăsta e drumul Clujului. Dara, 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 da. Mergem în Maramureș. Da, gara, 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 gara. Deci mergem, de Mureș mergem, nu în Maramureș. Că e M-S, nu M-M.
Bine, ambele par ca fiind în jurături, dar vă rog frumos. Bine, dar mă văd urât de tot, dar nu-mi place. Bine, măcar mă văd acceptabil. Până la urmă, știi cum e, mă integrez bine aici cu mediul, că e și... câta curbă, și ăsta e urât aici drumul, sincer, nu? Numai o bandă. Imaginați-vă că așa e prin... Când vii de la Deva la Cluj, vă zic sincer, când nu prinzi vreo bucată de autostradă, așa vii. Na, imaginează-ți când e trafic, fiind o singură bandă de mers. Deci e absolut oribil. Pe sens, mă refer. Deci e absolut crunt. Deci în tot județul Alba e oribil de mers. După aia când intri în județul Cluj, mai merge cum mai merge, în Hunedoara iar e autostradă, dar în Alba e, nu știu ce se întâmplă. Bun, bă, dar nu știu ce drum e ăsta, că nu ne-a băgat pe nicio autostradă, pe niciun ăsta, nu-i drum european vechi. Ăsta, nu știu ce, drum județean, cred că. Drum orășan. Bă, dar măcar e asfaltat. Eu pun pare, bă, eu vă zic sincer, în realitate ăsta n-are cum să arate atât de bine. Sigur are mai multe gropi. Dacă îmi vine ceva din sensul ăla, am pus-o. Ba nu, că nu era, aveam semafor? N-aveam semafor. Aveam numai să am grijă sau ceva de genul ăsta. Bun, aici o să facem stânga. N-am fost niciodată pe aici, mi se pare super șmecher. Bine, arată șmecher așa în joc, că e ca în realitate, dar în realitate să... Na, nu e chiar wow. Cluj-năp. Bun, aici facem stânga. Wow. Și acum ce fac? Ce a fost asta, man? Nu m-am... Bă, în dreapta m-am uitat. Dar în stânga mi s-a părut că n-ar fi nimic. Vai de viața mea. Mamă, ce m-a rupt ăsta. Vai că e roșu ăsta de tir. Atât de tare m-a rupt. Vai de viața mea. Deci ăsta... ăsta ar fi fost accident mortal. Și ăla n-a pățit nimic. Bun, dar faza care e? Eu n-am cum să fiu pe profit după jobul ăsta, pentru simplu fapt că o să coste mult prea mult reparația pentru... Adică nu le repar eu, să ne înțelegem, că o să repare ăia cărora e tirul. Dar, na, totuși. Bine că măcar n-am plătit amendă, că ăsta a fost accident, aici ar fi trebuit să luăm amendă pentru așa ceva. Bine că am scos chestia aia. Pentru că, sincer, era, mă dispera. Te obosești, adică e mișto că e real, așa, din când în când. Hai mă, că n-am unde service. Nu, unde service? Oprește-te că nu știu dacă facem dreapta sau mergem în față, dar nu mai merge motorul. Despre ce vorbim? Păi de unde service, măi, omule, măi? Eu nu mă înțeleg cu omul ăsta. Diagnostic. Damage vehicle, visit service. Dar n-am cum să visit service, mă, omule, măi. E-mail. Truck dealer Bucarest. Ok, lasă, cumpărăm noi la un moment dat. Dar eu visit service, cum visit service? Truck damage, 31.000 de euro. Eu am 2000 de euro și eu câștigam 3000 de euro dacă făceam cursa asta. Track damage-ul meu e... Bă, uriaș. Marș, mă, că nu merge motorul. Cum activez avarile? Na, prostule. Acum mă bag în tine. Deci acum dau cu spatele. Dacă mi-ar merge motorul, aș da cu spatele și mi-aș băga în tine. Opa! Opa! Vezi că ești prost? Nu, vezi că ești prost? Nu. Ia. Hai.
Nu, mai ești șmecher acum, mai claxonezi? Aveai loc să mă depășești. Da, te mănânc ca pe tine, în PSR. Bun. Dar nu știu cum, F8, pe butonul de F8 e chestia aia. There are no short messages. Păi de unde găsesc eu un service, nu? De unde vii la ora asta? F7, cred că acolo umblu la service. View, enter. Service. Da, 1425 de euro. A, e, oricum nu mai sunt în stare să merg. Stai așa că eu am o problemă aici cu ăsta, că a luat o razna, nu mă mai înțeleg cu nenea Yuri. Bun, așa, revenind. To repair or pend, enter. Service. Dar eu n-am banii ăștia, măi. A, da, plătește ăla, mă, nu eu. Mie n-ar trebui să-mi ia din bani. Nu, nu mi-a luat din bani. Bun, revenind la ale noastre. Bun. Ne-am reparat tirul. Și adevărul e că mai avem numai 145 de kilometri. Adică ne-au și tras domnii. Numai bine. Am descoperit și un truck dealer aici. Oh, e bine până acum, adică chiar a mers, wow. Vedeți că n-am plătit amenzi. Nu o să fim pe profit după cursa asta. În absolut niciun caz. O să dureze probabil vreo 50 de episoade până să strângem bani ca să plătim rata la bancă pe care o să o facem ca să ne cumpărăm primul tir. E absolut oribil. Dar măcar, guys, hai că după aia o să fim atenți la un moment dat cândva. Probabil că o să fie tirul meu, o să fiu mai atent. Partea faină e că... nu mai știu ce voiam zic. Partea faină e că... că intrăm pe autostradă. Și partea faină este că... nu mai plătim amenzi pentru depășire, pentru accident, pentru pe roșu. Aia cu odihna nu mă deranjează, aia mi se pare o chestie încă drăguță. Na, e bine să dorm din când în când. Deși, stai să-mi scot avariile, man. Deși, dacă n-ar fi aia, aș putea să merg non-stop, să fac banii mult mai repede, ca să-mi plătesc toate alea. Dar parcă deja, na, își pierde un pic din farmec. Oricum își pierde și fără o... A, nu își pierde din farmec, că la cât mă bag eu în astea, își pierde un pic și fără amenziile alea. Un pic de tot, nu mult. Dar avem nevoie să nu plătim amenzi, pentru că stilul lipsit de răbdare a meu, în care conduc în jocul ăsta, e absolut horror. Și atunci e mai bine așa să nu plătim amenzi pentru roșu, pentru viteză, pentru că ne băgăm în oameni și așa trebuie să reparăm camionul dacă ne băgăm în cineva. Deci oricum, teoretic avem de plătit acolo chestii și dacă avem și chestia aia cu să ne odihnim din când în când, e ok. Merge. Bun. Teoretic eu cred că ăsta nu o să mai dea niciun ban, pentru că vă dați seama cum e să plătești un șofer să-ți ducă marfa X din locul X în locul Y și tu îți trebuiască să-i dai 3000 de dolari și el să-ți facă pagubă de 30.000 de euro. Mă rog, 3000 de euro cu 30.000 de euro. Mi se pare absolut groaznic. Adică e super nașpa și pentru șoferul ăsta, săracul, că bă, îți scrapă obrazul de rușine. Și e foarte nașpa pentru angajator, man, că-s 30.000 de euro. Efectiv, a distrus cabina aia cu totul. Mai bine luai una nouă, cred că. Sincer, acum. Bun, cred că avem limita de viteză 80 de km la oră, că văd că mai mult nu putem să mergem. Ceea ce mi se pare un pic de fatal, când o să-mi cumpăr tir, o să-mi iau de la cu o viteză uriașă.
Pune Doara! Ia uite-mă. Mergem acasă. Dar nu că la, dacă mergem în Mureș sau unde mergem, nu o să continuăm spre Hunedoara. Culmea e că nu prea recunosc autostrada. Deși ar trebui să o recunosc, doar am mai fost pe aici, bineînțeles. Da. Eu oricum nu țin minte chestii de genul ăsta. Bine. Mai avem 62 de kilometri. Ne mișcăm repede. A, uite, avem 90 de kilometri la oră. Deci asta e limita, 90, nu 80. Când am zis 80, cred că la altceva mă uitam, nu știu unde mă uitam. Bine, București, Târgu Mureș, Hunedoara, Sebeș, Turda. Da, nu cred că am fost pe bucata asta de autostradă, nu-mi dau seama, nu recunosc. Și dacă am fost oricum la... Eu prin toată țara pe unde o să merg, o să vă zic, nu cred că am fost pe aici, poate am fost. Dar eu oricum nu țin minte, mă înțelegi? Deci eu sunt paralel, nu țin minte drumuri, nu țin minte, dacă n-ar exista GPS, eu aș fi pierdut, 100%, efectiv, nu știu să mă orientez, dar, bă, e o chestie mișto, că jocurile astea te învață un pic să te orientezi, cel puțin cu GPS-ul, un pic de tot, măcar știi la câta ieșire să ieși și să-l citești mai bine, pe nenea GPS, which is good. Bă, da, e super mega românesc ăsta. Deci e super mega românesc, îmi place. Bun, aici o să facem ceva ce nu se face. Dar nu stăm după toți morții ăștia. Problema e să nu ne vină ceva din față. Bine, aia e tot, aia de fapt, aia e problema când intri în depășiri. Mă rog, că poți să mai ieși aluneci, să, na, se întâmple mult mai multe chestii. Dar în principiu să nu-ți vine ceva din față și ești safe. Nu vine să cred că toată bucata asta n-a venit nimic din față și am putut să-l depășesc pe ăsta. Mi se pare incredibil. Bun, mai avem 11 km, suntem în Ungheni. Nice, n-am fost niciodată în Ungheni. Aici au oamenii unghiile mai lungi sau de ce se zice așa? Cine știe. Bun, hai că ajungem imediat la destinație. Destinația noastră este pe partea Târgu Mureș, Discovered, yay! Bun. N-am fost niciodată în Târgu Mureș. Bun, aici unde o să fie? Pe partea dreaptă undeva? Sunt super curios ce amendă am de plătit. Bun, hai să vedem dacă trecem pe roșu. N-am trecut pe roșu că a fost verde. Na. Da, uite, este aici un roșu, problema de viteză, că trebuie să mă încadrez. Îmi dă amendă. Nu, înseamnă că e bine că am... am oprit chestia aia. E un podeț aici. Tai! E un podeț aici, hai să vedem ce gustare, hai să mușcăm din el. Bravo, Paul. Bine. Hai, intră... Aoleu, aoleu. Sunt dezastru. Sunt absolut dezastru. Auzi că cică Satisfactory. Base reward 3000, mi-a scăzut damage penalty 500 de euro. Deși aia era 30.000. Am făcut 2500. Acum, în mod real, bun, să înțeleg că pot deja să merg la bancă să iau un împrumut. 100.000, truck dealers. Este unul în Cluj-Napoca, este unul în București. Da, îți dai seama că e mult mai ok să mergi până în Cluj-Napoca decât până în București. Buy online, ia să vedem ce au aici. Au doar unul galben și unul verde, oribil. Ăștia din București, de la Iveco, au ceva drăguț. E, uite, ăsta e drăguț. Ăsta îmi place. E mișto. Deci, teoretic, putem deja să cumpărăm de astea. Banca, câți bani mi-ar da? 100.000 pentru... Oh, okay. Deci mi-ar da ceva bani dacă ar fi... Putem să încercăm, dar data viitoare spuneți-mi ce părere aveți. Până acum am 5.000 de dolari aproape.
Ce părere aveți despre skillurile mele de condus? Ce chestii doriți să facem în Euro Truck Simulator? Ce locații, orașe din România vi se par șmechere în jocul ăsta? Și bineînțeles din Europa, pentru că ne putem plimba un pic prin Europa. Adică, guys, bucata asta e descoperită, dar uitați, putem merge până în Turcia, avem Bulgaria, eram știu dacă aveam și Grecia, avem Ungaria, Polonia, Austria, Germania, un pic de Franța, cred că ne-au dat un pic de Franța fix cât să putem să mergem până în Marea Britanie, adică băi, e mișto că poți să mergi în Marea Britanie, nice! Bine, guys, cam asta a fost, eu am fost pe mulțumesc tare mult că, băi, și chiar sunt curios când o să merg pe podul ăla din Franța până în Marea Britanie, pe podul ăla, pe chestia aia, pe sub pământ sau cum e. Chiar sunt curios cum e chestia aia. Bun, o să avem multe chestii pe care să le facem, așteptările voastre în comentarii, like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi, numai bine, vă pup, pa, pa!